În calitate de părinte sau îngrijitor, este important să reții că fiecare copil se dezvoltă în ritmul său. Cu toate acestea, ține cont că unele semne de întârziere apar încă din primele luni sau ani de viață. Copilul își mișcă brațele sau picioarele cu dificultate. Nu se sperie la un zgomot puternic. Doarme mai mult de 16 ore. Evită contactul vizual. În jurul vârstei de 2 ani, copilul nu începe să vorbească. Nu răspunde la numele său. Nu interacționează cu alți copii. Nu poate merge independent. Manifestă comportamente repetitive sau neobișnuite, cum ar fi fluturarea mâinilor, a capului sau are un interes deosebit pentru anumite obiecte. Dă dovadă de o sensibilitate crescută sau scăzută la stimulii senzoriali, cum ar fi lumină, sunet, gust sau atingere. Îi este greu să mănânce singur, să se îmbrace sau să folosească toaleta. Dacă observi unul dintre aceste semne, apelează la medicul de familie pentru evaluare și referire la un specialist și sau echipa de intervenție timpurie.